Bună, bine ai venit sau bine revenim pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Simona. Mă vezi îmbrăcată la fel pentru că tocmai ce am terminat clipul cu parfumurile, cu mostrele de parfumuri de la Kayali și vreau să filmez foarte repede un clip foarte scurt cu câteva produse pe care le-am terminat în ultimele luni și o să încep cu gelul acesta de demachiere de la Yves Rocher. Nu a fost cel mai bun gel de machiant, dar nici cel mai rău, însă nu l-aș recumpăra. Nu știu dacă l-ai folosit, dar nu pot să zic că a făcut o treabă foarte bună. Nu mă demachia în totalitate și trebuia să mai folosesc și alte creme, loțiune, apă micelară și așa mai departe, pentru că nu am luat tot machiajul de pe față, așa că nu ți-l recomand, pentru că nu mi s-a părut un produs bun. Eu nu o să-l recumpăr. Un altul, tot așa, este un foaming cleanser, tot un demachiant spumă, este de la cum se numește brandul acesta, The Face Shop, este un brand corean, nici pe acesta nu l-aș cumpăra pentru că nici acesta nu mă demachează în totalitate. În plus, mi s-a părut că mă și ustră puțin ochii, nu mi-a plăcut, nu o să-l recumpăr. Acesta este cu apă de orez, n-a făcut o treabă bună, nu o să-l recumpăr. Am terminat și crema asta cu SPF de la Aven. Mi-a plăcut, dar lasă acea peliculă albă și nu arată foarte bine, deci trebuie să aplici fond de ten sau eu știu ceva. Nu știu dacă o să recumpăr, dar îmi place că are SPF 50, însă sper să găsesc o cremă cu SPF care să nu lase pelicula asta albă și da, dacă ai vreo recomandare, lasă-mi, te rog, în comentarii. Pe aceasta nu o să o mai cumpăr. Măști de față de la Saborino, este un brand japonez. Foarte mult mi-au plăcut măștile astea. Imediat după ce le-am folosit, se vedea o schimbare. Acestea sunt pentru dimineață, dar au și pentru seară. Foarte, foarte mult mi-au plăcut măștile astea. Le-am recumpărat. Mi se pare că astea sunt, da, astea sunt cu fructe, rodie. Cele pe care le-am acum au alte fructe, nu știu exact cu ce sunt, dar da, mi-au plăcut foarte mult, de asta le-am și recumpărat și ți le recomand și ție. De la Saborino, este un brand japonez. Am terminat gelul acesta de duș, de fapt este o cremă gel de duș de la Sol de Janeiro, are mirosul Ceiroza 62. Mi-a plăcut mirosul, dar nu, parcă nu spală foarte bine, parcă nu te simți curat după ce folosești acest gel de duș, cremă, gel de duș. Nu o să le recumpăr pentru că nu mi-a plăcut deloc. Trebuia să mai folosesc încă un gel de duș după ce îl foloseam pe acesta, însă mirosul e foarte frumos, dar eu nu o să le recumpăr. Am terminat și o apă micelară de la Garnier. Îmi place foarte mult apa asta micelară de la Garnier. Face o treabă foarte bună, nu are alcool, ia absolut tot de pe față. Dacă nu am reușit cu gelurile de machiante, cu siguranță reușesc cu această apă micelară. Îmi place, o să o recumpăr. Am mai terminat o loțiune tonică pe care am avut-o de vreun an de zile de la Clinique. Ce nu-mi place la produsele de la Clinique este că au foarte mult miros. Nu cred că o să mai recumpăr produse de la Clinique, în afară de gelurile lor de machiante, pentru că acelea fac o treabă bună și am nevoie de geluri de machiante tot timpul, că trebuie să mă demachiez. Dar loțiunea asta tonică eu nu o să o recumpăr în niciun caz. Așa, măști de față am mai avut și de la Misha cu ceai verde și acestea mi-au plăcut foarte mult.
Dacă o să le mai găsesc prin magazine, o să le recumpăr. Îmi plac, dar le prefer pe cele de la Savorino acum, cele japoneze. Am terminat de la Prédire, nu știu dacă vă amintiți, dar eu mi-am cumpărat un set foarte mare cu multe produse de la Prédire Paris și am terminat vreo 3-4 în ultimele luni. Acesta este un serum cu vitamina A și peptide, este anti-aging, foarte mult îmi plac, foarte mult îmi plac produsele de la Prédire, foarte, foarte mult și cred că o să le recumpăr. Dacă găsesc un set așa cum l-am avut pe primul, e super, dacă nu, o să mi le cumpăr separat. Acesta, după cum am zis, este un ser, mai am încă un gel pentru partea ochilor, pentru pielea din jurul ochilor, tot așa cu peptide, tot așa anti-aging și acesta mi-a plăcut foarte mult. O mască, tot de la Prédire Paris, tot așa cu peptide anti-aging și aceasta mi-a plăcut foarte mult, mai ales textura. Îmi place că nu are miros și cred că fac și o treabă foarte, foarte bună. Îmi place mult de tot brandul acesta Prédire Paris. Am terminat și un corector anticearcăn de la Revlon. A fost ok, are o acoperire destul de mică, a fost ok. De la SK2 este un brand corean, da, corean, destul de scump, dar am găsit acum ceva timp o loțiune facială, un tratament și este așa, are o textură de apă, este ca apa, practic, și puțin miros. Nu știu dacă mi-a făcut mare lucru, dar mi-a plăcut cum mi se simțea pielea după ce foloseam această loțiune. Nu știu dacă o să o mai cumpăr. SK2, de fapt, nu, este făcut în Japonia, este un brand japonez. E super scump, dar eu am cumpărat produsul acesta de 30 de mililitri cu vreo 100 de lei, ceva de genul, și am vrut foarte mult să îl încerc. Nu știu dacă o să-l recumpăr. Dacă îl găsesc la o ofertă bună, da. Dacă nu, nu, asta e. Dar mi-a plăcut produsul. Și știu că brandul e foarte, foarte bun. De la Sulhaso, este un brand corean. Am avut această emulsie cu ginseng. Mi-a plăcut. Chiar mirosea așa puțin a ginseng. Mi se pare că avea un miros foarte verde, foarte fain, foarte emolientă, mi-a plăcut, dar tot așa un produs scump. Dacă îl găsesc la ofertă, o să-l cumpăr, dacă nu, tot așa micuț, pentru că acesta a costat în jur de 100 de lei. Dar vă recomand să încercați produsele Sulhaso. Mie mi-a plăcut foarte mult. Un alt produs pe care l-am terminat este acest primer de la MAC. Am avut de ceva timp și într-un final am terminat. O cremă de mâini de la Traditional French Formula. Este o loțiune de corp, dar și de mâini. Mi-a plăcut foarte mult. Mi-a părut rău după ce am terminat-o pentru că nu am mai găsit-o între timp, dar sper să o găsesc. Îmi place foarte mult. Dacă găsiți brandul acesta, eu vi-l recomand. Am terminat și sprayul acesta de fixare. Îl foloseam în paralel, fie pe acesta, fie pe cel de la MAC. Acesta este de la Melchior. Mi-a plăcut foarte mult. Îmi plac produsele Melchior și vi le recomand și vouă. Crema mea de corp, loțiunea de corp de toate zilele de la Nivea, acesta este 5 în 1, este cu serum, îmi place foarte, foarte mult și acum o am, o folosesc tot timpul, e extrem de bună, extrem de bună și ți-o recomand foarte mult. Un gel de duș de la, nu știu cum se pronunță, Trickle Moon, Taste the Beach, foarte fain, super tropical, acvatic, mi-a plăcut foarte, foarte mult gelul acesta de duș. O să îl recumpăr. Le găsiți în DM. Eu de acolo mi l-am cumpărat și vă recomand foarte mult gelurile de duș de la Trickle Moon.
Un gel de machiaj care chiar îmi place și e destul de bun, este de la Neutrogena. O să-l recumpăr pentru că face o treabă foarte bună, mult mai bună decât cel de la Yves Rocher. Acesta a fost o apă micelară de la Innisfree, este un brand corean, a fost ok, nu o să o recumpăr, dar a fost ok. Am mai terminat această apă cu trandafiri, foarte mult îmi place produsul acesta și acum am un altul pentru că l-am recumpărat. Este de la Altea, este un brand bulgăresc, îmi place foarte, foarte mult. Foarte mult. Ți împrospătează tenul, e perfect în timpul verii. Eu îl folosesc chiar și acum în timpul iernii pentru că îmi place extrem de mult și vi le recomand foarte mult. Un alt produs de la Predire pe care l-am terminat, un alt serum, acesta este cu acid hialuronic și peptide. V-am zis deja, extrem de mult îmi plac produsele de la Predire. Un fond de ten de la Milani pe care îl folosesc de vreo 3-4 ani, cam așa, este Conceal and Perfect 2-in-1. Nuanța mea este 01A. Foarte mult îmi place și fondul acesta de ten. O să îl recumpăr. Am și acum, astăzi eu pe acesta l-am folosit. Îmi place foarte mult. De la Caudalie am terminat acum ceva timp, în sfârșit, spray-ul acesta facial, Beauty Elixir. Nu mi-a plăcut faptul că e foarte parfumat, dar mi oferea așa o oarecare împrospătare și asta mi-a plăcut destul de mult, dar nu o să-l recumpăr, e și foarte scump și mai degrabă o să-l recumpăr pe acesta, pe Altea, brandul Altea Organic Bulgarian Rose Water. Foarte mult îmi place acesta. Am terminat de la Softimo un ulei de machiant foarte, foarte bun. Acum l-am pe cel de la DHC și acela e foarte bun, dar și acesta e foarte bun. O să-l recumpăr. Dacă îl vedeți pe undeva, eu vă recomand foarte mult să îl cumpărați. Orice ulei de machiant ar trebui să fie foarte bun și să vă ajute să vă demachiați un pic mai ușor. Am terminat de la Misha Time Revolution această cremă cu alge revitalizantă, bla bla bla. Mi-a plăcut, a fost ok, dar nu o să o recumpăr. Am terminat și de la Victoria's Secret acest unt de corp cu avocado, cu ulei de avocado. Mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut și mirosul. Cu siguranță o să recumpăr produsul acesta pentru că în timpul verii pielea arată absolut minunat atunci când folosesc untul acesta de corp. Îl ador, o să îl recumpăr, îmi place foarte mult, mi-a plăcut foarte mult. Așa, de la Laneige am avut această cremă cu SPF, Hydro UV Defense. Mi-a plăcut foarte mult, nu lasă o peliculă albă, o să o recumpăr dacă o să o găsesc. Foarte mult îmi place brandul Laneige. Acum am o mască pentru buze absolut genială, genială. Și vă recomand foarte mult măștile lor de buze. O am așa într-o cutiuță micuță de 500 ml, dar o am de vreo 2 luni și e suficient să pui o cantitate mică și nu ai treabă, trezești dimineața cu buzele foarte hidratate. Îmi place foarte mult și vă recomand mult de tot. Cea pe care o am eu e într-o sticluță roz sau apricot, așa de nuanța, doamne, nu vine acum, o nuanță așa de caisă, o nuanță mai peachy, de piersică, nu de caisă, de piersică am vrut să zic. Da, îmi plac foarte mult produsele Laneige. Am mai terminat de la Murad, am avut o soluție dintre asta pentru peeling, Multi Acid Peel, așa se numește, și chiar se simțea că îmi face ceva acolo pentru că mă ustura puțin, asta înseamnă că își făcea treaba. Nu știu dacă am văzut ceva diferență, eu am folosit-o mai mult pentru petele pigmentare, pentru că între timp am folosit și tretinoin pe care l-am primit
L-am primit în Statele Unite cu, cum se spune, cu recomandare. Nu mai țin minte pentru că nu prea mai vorbesc românește și uit cuvintele. Dar, da, deci trebuie ca să folosești în state tretinoin, care e retinol cel mai puternic, în formula cea mai puternică, ai nevoie de prescriere, trebuie să fie prescris de către medicul estetician. Și eu am folosit și acel produs, dar și pe acesta, deci nu știu care dintre ele și-a făcut efectul, dar cu siguranță tretinoinul, adică retinolul cumpărat din state. Pe acesta nu o să-l recumpăr. Nu știu dacă să vă recomand produsele Murad sau nu. Rămâne la atitudinea voastră, dar pe acesta nu o să-l recumpăr. Și încă unul de la Murad, tot așa, este un serum care iluminează, este cu vitamina C. Nu o să-l recumpăr nici pe acesta, dar mi-a plăcut, însă nu știu dacă mi-a făcut ceva, n-am observat diferențe, așa că nu o să-l recumpăr. Și am mai folosit de la Estée Lauder acest serum Advanced Night Repair, pe care l-am primit atunci când am făcut o cumpărătură în Douglas. Și mi-a plăcut foarte mult mirosul, dar nu mi-a plăcut senzația pe care am avut-o după ce l-am aplicat. Ceva nu i-a plăcut tenului meu și am zis că nu o să cumpăr niciodată serumul acesta. Nu știu ce s-a întâmplat. L-am folosit, dar foarte rar, așa o dată pe săptămână, pentru că voiam să văd dacă într-adevăr îmi face ceva sau se îmbunătățește senzația aceea pe care o am. Și am văzut că nu, aveam în continuare o senzație așa de, nu știu, parcă mi strângea pielea, nu știu ce se întâmpla. Și am zis că nu o să-l cumpăr vreodată. Dar lasă-mi în comentarii dacă l-ai folosit, spune-mi dacă te ajuta cu ceva sau cum ți-a fost cu el. Și ultimul produs este de la Lancôme, este un corector pentru cearcăne. Acesta are o peliculă așa sidefată parcă. Și nu mi-a plăcut foarte mult pentru că se vedea așa sideful sub ochi. Și nu știu, nu mi-a plăcut aspectul acesta, nu cred că o să-l recumpăr, nu o să-l recumpăr, deși el acoperea ceacănele destul de bine, mie nu mi-a plăcut. Și la un moment dat, nu știu dacă a expirat sau ce știu, dar s-a dezintegrat, se dezintegra așa pe piele, nu știu, nu prea mi-a plăcut. Nu o să-l recumpăr. Și cam acestea au fost produsele mele pe care am vrut să ți le arăt, produse pe care le-am folosit în ultimele luni și pe care le-am terminat. După cum ai văzut, pe unele dintre ele o să le recumpăr, pe altele nu, pentru că nu mi-au plăcut absolut deloc. Și da, dacă ți-a plăcut clipul de azi, dă-mi un like și urmărește-mă și data viitoare. Și da, ne vedem data viitoare cu un alt clip. Te pup! Pa, pa!